trebuie să aibă cam aceeași temperatură, deci uleiul cu ceara și cu apa în momentul când le adăugați, ca să nu se separe. Ia uitați cum arată. Ia uitați, vedeți? Și o puneți în borcanel, într-un borcanel Avem 50 sterilizat. de grame de ulei de măsline. Aici avem 40 de apă și o să punem pe foc și o să facem infuzia cu mușețelul nostru. Așa, și am să pun apa pe foc fiarbă. Vom avea nevoie de 10 grame de ceară. Vedeți? Ceară. Am să o tai mai mărunțel ca să se topească repede. Și un vas unde o să punem 50 de Uleiul. ulei. Eu am pus 52 că mai rămâne pe vas și punem uleiul așa aici în vasul ăsta. Și apoi vom pune în vasul nostru pe o oliță unde am pus apă și o să-l încălzim la baie de arbor. Și Am îl să pun pe tai foc. ceara în bucățele, să se topească mai repede. Aici am apa fierbinte. Și să facem infuzia de mușețel. Acum, o să pun peste uleiul fierbinte, o să punem ceara. Să se topească. Așa. S-a topit ceara, o să dăm jos de pe oală. Are aproape 70 de grade, o lăsăm să scadă. Cum arată crema noastră. Așa. Este baza tuturor cremelor, ce vă arăt eu astăzi. Și puteți face și infuzie de tei, și infuzie de lavandă, și infuzie de mentă, de ce doriți. Din toate plantele care le doriți, medicinale. Ca să nu se răcească infuzia noastră, eu am să pun paharul aici în apă, vedeți? Îl pun așa în apă. Așa. Ca să rămână caldă. Și aici am ulei de cocos. Acesta este cumpărat și o să pun 15 picături de ulei de cocos și aici ulei cu cu lavandă. lavandă. Așa. Și o să punem tot așa 15 picături. Dăm și avem 50 de ulei, 10 de ceară de albine, 40 de infuzie de mușețel. Și apoi vom pune 30 de picături de ulei de lavandă și ulei de cocos. Și ia să mixăm. Și vom adăuga infuzia Cum noastră adăugăm? peste uleiul nostru cu ceară de albine. Așa adăugăm infuzia noastră treptat. Așa, iese circa 100 de grame. Vedeți cum s-a făcut? Ia. Acum putem adăuga uleiul nostru de cocos. Așa, circa 15 picături.
și ulei de lavandă. Avem grijă să nu luăm și florile. Așa. Este moale. Așa, o las un pic să se răcească și după aceea am să o pun. Ori o puneți într-un borcan sterilizat, ori o cumpărați de la farmacie cutii din acestea, din plastic. Așa. Și i-am să pun într-o cutiuță sau o puneți în borcanele. Aceasta este baza. Eu astăzi am făcut cu infuzia de mușețel, dar puteți face cu toate plantele medicinale care doriți. Și cu rostopască, și cu sunătoare, și cu iarba calului. Cu ce doriți să vă tratați, faceți aceste creme. Ia uitați. Și cu mentă. Vedeți cum arată? Așa. Nu faceți mai mult, o folosiți înainte. Ia uitați cum arată crema, vedeți? Așa. Așa, ca să vedeți cum arată. Așa. Și vă puteți da pe tot corpul. Pe tot corpul vă puteți da. Și pe față. Vedeți? Este bun pentru toate tipurile de piele. Să știți. Așa. Și pe decolteu. Miroase frumos. Așa, și cu mușețel este foarte bună pentru piele. Ia uitați, are 100 de grame cutia. Deci ar trebui să-mi intre toată. Așa. Și eu am făcut în direct împreună cu voi, să încercați. Și atenție mare, v-am spus, temperatura de la ulei cu ceară să fie aproape egală cu cea de apă în momentul când mixați, ca să nu se separe. Și avem aceste rezultate. Ia uitați, acum făcută cu voi. Să țineți la frigider și multă, multă sănătate. Zi frumoasă în continuare. La revedere, pupici. Multă, multă sănătate vă doresc. La revedere.